Salutare, dragi prieteni! Reincozu aici pentru voi. Băi, fraților, astăzi vreau să-mi țin promisiunea și vreau să jucăm primul joc NES, și anume Mario. Am aici pentru voi 999 jocuri într-unul, bine cunoscuta casetă NES, după jocul pe televizor, să vorbim așa în termeni populari. Jocul pe televizor Terminator. Da, undeva prin anul 1998, dacă nu mă înșel, am primit jocul meu pe televizor de la Moș Crăciun și a fost una dintre cele mai faine sărbători ever, evident. Și da, vreau astăzi să retrăim împreună, cei care ați copilărit cu mine, aceste minunate clipe în Mario, da? Să vedem ultima prințesă, să vedem câteva hack-uri, cum se numeau la momentul respectiv genul ăsta de hack-uri, nu aveam coduri sau ceva, dar pur și simplu puteam să dăm skip la anumite nivele, complet legit. Da, producătorii jocului au pus acolo cu acest scop acele nivele și noi ne vom folosi de ele astăzi să terminăm mai repede jocul. Bun, înainte de toate, perifericele folosite de mine sunt după cum urmează. Controllerul Xbox 360 de la brandul Rock Candy, un extraordinar controller, da? Și căștile mele pentru Xbox 360 de la brandul Turtle Beach, am aici manualul, pentru că aceste căști au o grămadă de funcții și egalizatoare și X42 cu Dolby Digital, sunt super super tari și evident sunt pentru Xbox 360, cum am spus, și le folosesc împreună cu controllerul, da, de la Rock Candy. Acest controller, cred, dacă nu mă înșel, cei care aveți consolă, eu nu am consolă, dar cei care aveți consolă mă puteți corecta, are un chip de sunet în interiorul său, pentru că altfel nu pot să-mi dau seama cum anume pot folosi microfonul căștilor prin controller și controllerul este conectat la calculator prin USB. Da? Imediat ce am conectat căștile, automat controllerul s-a activat și mi-a apărut în secțiunea de sunet la Windows o nouă placă de sunet, o nouă sursă de sunet Xbox 360 și Rock Candy. Și da, acolo pot folosi căștile fără wireless, deci căștile sunt wireless. Le pot folosi direct pe fir sau pot folosi sursa wireless pentru sunet și evident nu există altă modalitate decât pe fir pentru a folosi microfonul. Tocmai de aceea am rugăminte la voi înainte să începem clipul. V-aș ruga frumos să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră cu privire la microfonul acestor căști, da, de la Turtle Beach, și să-mi spuneți dacă necesită îmbunătățiri, se aude ok, nu se aude ok, lăsați-mi acolo în comentarii, bine? Bun, haideți să trecem la treabă, să intrăm în joc, apăsăm start și selectăm aici Mario L900. Am să vă explic imediat de ce Mario L900, dăm start. Bun, și aici mergem repede, bum! Să vedeți imediat de ce am murit. Am murit pentru că X3, da, ați văzut? Da. Pentru cei care n-ați văzut, încă o dată, da, aveam X3 la numărul de vieți. Tot X3 la numărul de vieți, da? Deci avem vieți infinite, indiferent de câte ori murim. Bun, haideți să-i dăm bice. Ups, haideți că am murit. Da, să iau controlorul aici lângă mine. Și să trecem la treabă. Bum. Avem ciupercuța. Nu. Aici vreau să vă arăt. Avem un mic secret. Hai să dăm un pic camera un pic mai încolo. Bun.
Not floarea, deci avem ciupercuța, floarea, deci ciupercuța doar ne face mari și dacă murim în mod automat ne va face înapoi micuți, deci nu ne va da jos de pe planșă. Da, și avem steluța care, steluța ne face Super Mario, pur și simplu trecem peste toți, nu avem nicio problemă, este totul super, super. Bum! Și 5.000, am terminat primul nivel. Bun, am să încerc să trec foarte, foarte repede în revistă toate nivelele și am să vă las pe voi să dați înapoi acest clip în cazul în care vreți și voi să treceți peste ele și să îmi urmați mie sfaturile aici. Da? Am să vă las în descriere locul de unde veți putea descărca și voi emulatorul. Vă trebuie un program să rulați acest joc, evident. Le găsiți pe internet, sunt site-uri specializate, site-uri de colecționari, da, să le zicem așa, care oferă gratuit aceste casete. Da, și le puteți descărca și juca și voi pe calculator. Vă trebuie un controller, evident, și sursa jocului, acea casetă, programul în sine. Da, drept înainte, aici în canal, avem 1.3 și după aceea facem dragonul, dar noi am folosit această scurtătură pe care producătorii jocului au inclus-o în joc. Acestea erau hack-urile. Da? Da, intrăm la lumea a patra. Pe vremea aceea, cine știa de ele, erau secrete în joc. Într-un mare final, după aproximativ o vară întreagă în care toți ceilalți copii din la mine din cartier erau foarte secretoși și nu vreau să împarte secretele, da, cu noi. Într-un final au cedat și au spus la toată lumea cum anume să poate trece în Mario, da, de la un nivel la altul. Aici mai avem o viață. Bun, și tot de la ei am aflat și de așa zisii vrești de fasole, da? Pentru că Mario nu doar că trăiește în canal și mănâncă ciuperci, dar se mai urcă și pe vrejul de fasole. Da, și acesta a fost 4.1. Am luat 5.000. Scorul maxim la stag este 5.000. Putem sări și peste stag. Am să vă arăt într-un alt videoclip. Primim și artificii pentru că ne-am mișcat repede și am făcut un scor bun. Bun, aici intrăm din nou în canal. Da, pentru că lui Mario îi place să stea în canal. Aici am să vă spun un mic secret, trebuie să fii mic. Da, deci m-a făcut mic, m-a mâncat. Trebuie să fii mic și te oprești aici. Sunt două căsuțe invizibile. Pam. Și undeva aici te poziționezi cu un picior și bum. Avem un alt vrej, vrejul, un alt vrej, vrejul de fasole de fapt. Mai există un vrej în lumea 2.3 sau 2.2, nu mai știu. Sigur să vă spun. Da, un vrej pentru bănuți. Acesta este un vrej pentru a da skip la nivel. Da. Bum, bum. Și din nou dăm skip, ne ducem direct în lumea a 8-a și ultima lume din Mario, lumea 8-a. Bun. Să fugim repede după el. Tam, 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 tam. Buf! Yes! Aici fugim repede și Mario nu va cădea în prăpastie. Hai să fentăm porcușorul acesta. Pentru că avem aici un secret. Epic. Tu nu.
Ok, deci prima moarte la minutul 10 chiar. Da, minutul 10 am murit. Speram să nu mor. Mi-am făcut un pic încălzire înainte să filmez clipul. Să-mi reamintesc toate schemele. Mario este un joc care are și strategie, are și viteză. Viteză de reacție mai ales. Da, și skill. Dar odată ce treci prin el de câteva ori este ca mersul pe bicicletă, nu știu cum să vă spun. Nu se uită niciodată, pur și simplu. Îl păstrezi cu tine. Îl vei juca cu plăcere. Acolo pur și simplu trebuie să avem mai multă viteză ca să putem să sărim. Da, este un joc care nu va îmbătrâni niciodată în opinia mea. Și consider că generațiile noi, generațiile tinere de românași ar trebui să joace acest joc. Este de departe unul dintre reușitele jocuri NES, dacă nu cel mai reușit joc NES. Dar am rămas fără timp, m-am întins și bum, 5.000. Ah, da, vă recomand cu mare căldură să jucați Mario. Cei care au jucat Mario, jucați-l din nou, fraților, pentru că este super, super tare și este o experiență care vă va lăsa cu amintiri super, super drăguțe și în prezent, știți și voi, Cuphead a lansat furorile jocurilor de genul după NES care au mâncat viața, inclusiv a mea, a multor copii din anii 90. Da, este foarte, foarte greu. Dacă jucați Mario și terminați Mario, veți juca Cuphead și veți termina Cuphead. Nivelul de dificultate între Cuphead și Mario sunt pe acolo, cam aceeași ciorbă cu altă. Aceeași mărie cu altă pălărie. Haideți că am trecut și peste asta. Bum. Aici este o mică șmecherie, tot așa, îl lași cu un picior, bagi viteză și treci. Dar n-a fost să fie. Asta este. Sper să nu lungesc clipul mai mult de o jumătate de oră. Să nu mă înjurați foarte tare. Na. Auci. Asta a durut. Lasă câteva scheme, câțiva pași. Aici bagi viteză repede, treci repede peste ăsta, te sui pe a treia treaptă, stai acolo să treacă ăla și cazi în prăpastie. Deci viteză, bam, a treia treaptă, bam. Și îl lași pe ăsta să arunce cu Smecleo, Cocklander, treci peste el. A aruncat din nou, bam, treci peste el, aruncă din nou și după aia sari în cap, bam, yes. Și ai grijă să nu cazi în prăpastie și te duci repede și sar și și sar din nou și sari și bum, bum. Ok. Prea mult hype. Epic. Cred că aici pot să mă bag în canal, nu? Nu merge. Bum, și am sărit, yes. Aici merge să mă bag în canal. Este, știam eu ce știam. Bun, aici ai o casă de bani.
Da. Și aici caz, da, mă rog, caz și iei bănuții de acolo și tram tam tam. Dacă vrei să faci viață, în mod teoretic, jocul acesta este bazat pe vieți. Da. Hai să avem un pic de răbdare aici. Bam! Și am ajuns la 8.3, la castele, unde ne vom bate cu niște broscoi, vom lua floarea și ciupercuța și ne vom duce la castel să salvăm adevărata prințesă sau ultima prințesă. Na, uite broscoii. Unu. Bum. A, nu există niciun secret, aici trebuie să ieși din zona lor de atac și să-i aștepți să urce pe aceste bucăți de cărămidă. Este dificil, dar odată ce îi înveți, poți trece peste relativ ușor. Ce vă pot spune eu este că în spatele oricărui învingător există un big loser. Așa că înainte să mă mișc repede în Mario și să reușesc să aflu secretele și... Da, deci vedeți, am luat ciupercuța, da. Mă rog, am luat floarea. Am pierdut de 11 miliarde de ori la acest joc, am murit de 11 miliarde de ori, au trecut ani de zile de joc, de joc, de joc. Aici avem o căsuță cu bani, da? După cum vedeți, intrarea în castel a devenit din ce în ce mai grea, da? Deci trebuie să sărim peste aceste... Da? Bum, 2000. Ah, da, au trecut ani de zile, am jucat... cred că 2 ani de zile până pe la vreo 10 ani și ceva, după care am reușit să aflu toate secretele, am reușit să ajung la sfârșitul jocului și să îl termin, să salvez adevărata prințesă. Bun, foarte șmecher la partea pe calculator, la versiunea pe calculator, este că putem să dăm save. Da, putem să dăm save și în cazul în care pierdem aici la dragon, să nu mai luăm de la capăt, să pornim direct de la dragon și pentru că avem floarea pe noi să o recuperăm, pentru că dacă eu mor acum mă va da de la capăt, cu toate că am vieți infinite, mă va da de la capăt și în mod automat voi fi mic. Deci dacă mă va atinge unul din acești dragi mobi, voi muri instant. Plus că ar fi foarte fain să omor dragonul cu bum 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 bum. După cum vedeți, urmez un anumit pattern, da, de joc. Pur și simplu aici trebuie să știi în ce canal trebuie să te bagi în ordine ca să nu ți-o infreză, să te repeți, pentru că dacă nu folosești traseul corespunzător, te vei trezi că te miști până când se termină timpul. Aici, foarte important, îi lași pe peștoi să să-și facă treaba, tu mergi liniștit pe jos și nu vei avea nicio problemă cu ei. Ăsta a murit. Hai să vedem, două și l-am omorât. Este, dragi prieteni, Rain Kozo a terminat Mario, iar aceasta este ultima prințesă, adevărata prințesă din Mario. Vedeți și voi aici, thank you Mario, your quest is over. We present you a new quest, push button B to select a world. Bun.
Ales că am terminat și Mario, bineînțeles, cu câteva tricuri. Sper că v-am fost de folos. Am să vă las în descriere cum puteți să vă jucați și voi acest joc. Veți avea nevoie, evident, de un controller, pentru că cu tastatura nu se poate face față la acest joc. Aveți nevoie neapărat de un controller. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să dați și voi un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și noi ne vom revedea data viitoare. Peace!